Salutare tuturor, mai eu sunt Leguma, am microfonul vostru preferat și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din seara noastră de Minecraft One Block, episodul cu numărul 9, cred, 9 sau 10, nu sunt încă sigur. Nu uitați să dați butonul de like, vreau să vă mulțumesc enorm pentru toate like-urile de la videoclipurile trecute, pentru abonamente, pentru share-uri, așa că dacă vreți în continuare să dați un share și un like, m-ar ajuta foarte, foarte mult să creștem canalul Leguma Micu, să ajungem la cât mai mulți abonați, pentru că o să urmeze și serii mișto în afară de seria de One Block, care oricum vă place foarte, foarte mult. Bun. Bun. Astăzi este vineri, vinerea mare când filmez eu și sunt un pic contratim pentru că pe la 6 și ceva o să plec și eu la biserică și de aceea vreau să reușim să terminăm acest episod care o să dureze în jur de 30 de minuțele și după aceea trebuie să filmăm și un Roblox sau, mă rog, voi nu o să vedeți asta în episodul ăsta. Bun, în episodul data trecută am făcut pe aici ce-am mai făcut, de am și murit și toate cele, de ne-am pierdut toată armura de iron și, mă rog, etc, etc, etc. Lucrurile foarte, foarte, foarte interesante, sau nu, pe care le am pierdut. Vreau să facem în episodul ăsta, să strângem mai multe lemne, pentru că aș vrea să facem niște gard cu care să înconjurăm cât de cât insulele. Pentru că dacă nu le înconjurăm, o să fie nasol. Pentru că o să putem să cădem destul de des. Ok, ăsta le lăsăm aici momentan. Ăștia o să mai crească, îi vedem când, cum. Nu știm încă. Mi-a zis cineva că la 5 blocuri ar trebui puse ăștia între ele ca să fie bine. Dar zic că merge și așa. Bun, câte lemne de ăștia avem? 20. Nu sunt prea multe. 20. Cred că ne trebuiesc mai multe, un pic de 20. Dar cred că nu foarte multe, având în vedere că facem gar și ne folosim și de bețe pentru asta. Hai să vedem, nu știu, hai să dăm o probă. De exemplu, să luăm, să facem toate astea aici. Facem așa și facem așa. Și de exemplu facem 54, mi s-au terminat chiar ăștia înainte. Bă, 54 nu-s puține. Adică nu-s puține deloc. Și sincer, cred că o să vreau să fac asta, deși aici nu pot să cad, bun. Dar și eu, cum am testat, dacă pot să cad sau nu. Da. Da, am testat încercând să cad efectiv. Foarte, foarte deștept domnul Lelu. Domnul Lelumă. Bun, facem aici așa. Nu, asta nu e bine aici. Bă, o să arate bine, dar lemne o să avem nevoie de mai multe. Adică asta de-abia o să ne ajungă, cred că, pentru insula principală să o facem. Ia să vedem. Încă una, încă una și cam aici ar veni. Bă, ne, mai avem câteva plus ce mai crește. Bă, că nu o să fie chiar așa multe lemne de consumat, să zic, dar ceva, ceva tot o să fie. Bun, tăiem pe ăsta de aici, că ăsta n-are ce căuta. Și altfel acum, știi, gen, că poți să te duci și tu ca omul și nu ți-e frică că pici jos, știi? Să vede și mai drăguț un pic. Așa, bun, replantăm copacii, sigur că da. Dar, dacă tot avem bone meal, părerea mea, e că ar trebui să-i creștem. Ăsta nu vrea să crească. Cred că atunci când dai de unde ăsta care nu vrea să crească din prima, cred că mai bine lași. Pentru că alții se poate să crească mult mai repede. Uite, ăsta a crescut greu și n-a crescut nici prea înăltuț. Ia să vedem, tu crești repede? Uite, ăsta a crescut din prima, de exemplu. Bine, s-ar putea să mai fi avut și el, gen, l-am pus mai de mult, s-ar putea să fi fost deja în creștere. Cum ar veni, eu zic că e bine, e bine, e bine. Câte am mai luat? 14. Nu e rău, știi? 14 bucăți. Ia, tu. 2. 3. A crescut dintre ei. E bine. Chestia e că, da, uite, ăștia mai ales cresc mai mărici așa și e posibil să îi încurce pe ceilalți din jurul lor. La creștere, mă refer. Na, nu sunt 100% sigur pe această informație. Bun. Lemne, cât avem? Din nou 20. Bă, eu zic că e ok. Adică dacă mai facem așa acum lemne, plus bețele pe care le-am mai luat. Bine că ăștia de le luăm acum, cum ar veni direct din ăștia, nu sunt foarte, foarte multe bețele, dar ne ajută. Dacă nu facem din oak, normal că de la avem mai mult și ne permitem să-l folosim, să zic așa. Bun. Ăștia mi se par totuși că dispar un pic mai repede frunzele ăștia decât celelalte, nu știu de ce. Pur și simplu așa mi se pare mie. Cât spărs ud avem? 10 bucăți, plus și avem plantați. Eu zic că suntem bine, suntem bine momentan pe ele. Bun. Hai să mai facem niște bețe. Niște bețe, niște din astea. O să facem din ăștia, cred. Ia să vedem, hop. Nu, întâi punem și pe ăștia. Facem așa, facem așa, facem așa. Bun. Un stack și 15 bucăți. Bă, hai că cu ăștia chiar ar trebui să facem treabă. S-ar putea să ne ajungă. Adică pentru asta principală ne ajunge singur că, sigur că nu mai avem atât de multe de pus oricum. Uite. Gen, până aici ar veni. Ăsta-l tăiem. Și aici este din nou aproape gata.
Uite așa, bun. Deci insula principală am făcut-o cu garduri. Mai trebuie să o facem pe asta. Cred că s-ar putea să ne ajungă să facem și insula copacilor, să zic așa. Uite, ăsta a crescut aici, fix lângă mine. Dubios aici. Putem să cădem aici, nu putem să cădem. Sincer, îmi place așa, gen, cum se vede. Adică nu pot să zic că e perfect cum se vede. Aoleu, aici am greșit. Trebuia să vin mai încoace un pic cu ele. Uite așa. Aba, nu, e bine, uite așa. Da, cred că m-am încurcat un pic aici. Da, lasă-l așa. Nu știu sigur cum ar trebui să vină. Da, v-am zis, nu prea îmi dau seama pe aici cum am făcut în partea alaltă, că am uitat. Uite așa. Bă, aici, da, aici aici mi-a luat mai multe, îmi dau seama de ce. Pentru că am pus și pe aici, Eugen. Opa, ce aici, mă? Ce asta? Doamne, ce m-am speriat, am crezut că o să pic. Da, nu mi-a ajuns. Adică aici a fost mult de nevoie de mult mai multe. Nu prea înțeleg de ce, dar a fost nevoie de mai multe, asta e chestia. Aici ar trebui să punem noi și niște torțe mai multe, că pe aici a zis că... Oh, stai prea aproape. Se cam spawnează. Bă, dar noaptea fac niște zgomote aici de tăiam... Zici că suntem pe fasmofobia, devin monștri peste noi, ne mult la cap. Doamne. Bun. Da, momentan v-am zis, nu e suficient și am consumat destul de multe lemne, dacă stăm să ne gândim. Dar este important că totuși am reușit să astupăm două insule aproape cu lemne. Lemne pe care le-am luat relativ destul de repejor, dacă stăm să ne gândim. Pentru că am crescut cu bone meal și nici n-am folosit atât de mult bone meal. Adică oricum mai avem deja 3. Deci bone meal chiar nu am folosit foarte mult. Ăștia se mulțesc, nu e problemă. Nu cresc ei cel mai repede, dar nici cel mai greu. E ok ca și timp. Și oricum mai avem. Adică cred, sincer, că putem să terminăm aici, cred. Stați un pic să mai facem niște bețe. Da, am făcut prea multe, în fine. Așa. Aoleu, ce am făcut aici, nu știu. Mă rog, pun-l așa. Bă, uite că l-am împărțit. Nu știu cum l-am împărțit, dar mi-a ieșit. Așa. Aici iarăși mă încurc. Așa. S-ar putea totuși să pot să termin insula asta. Au, ăla acolo, săracul de l-o să cadă jos. Aia e. Pentru frumusețe. Bă, cred că ne ajunge, a? Da, ne-a ajuns. Bun, și ne-a mai rămas chiar 26. Deci am astupat cele două insulițe. Am putea chiar să facem asta. Să fie treaba. Bun. Și suntem bine-s. Bine, arată un pic dubios dacă ne uităm că îți dă senzația că pe aici poți să pici. Dar tu de fapt nu poți să pici. Deci asta e bine. Bă, n-arată rău. Adică chiar n-arată rău așa. Mie-mi place. Mie chiar îmi place, sincer. Bun. Mâncărică, mergem să mai mulgem vacile de ciorbă. Mulgem vacile de ciorbă. Și eventual să mai spargem niște blocuri. Dar sincer, de blocuri mi-e cam frică să le spargem. Pentru că vedeți și voi, avem mâncarea la noi, să avem pregătită. Că ne dă o grămadă de monștri și alte orătăni din astea, care sunt cam periculoase. Adică riscăm să ne cam ucide toate astea de aici. Hai mai punem un chest aici mai aproape, gen care să aruncăm lucruri în el așa rapid din prima. Aici să băgăm. Ăsta ar trebui să-l mulțim. Zăpada asta nu știu ce facem cu ele și în coșul de apă băgăm prostiile astea. Hai să punem și să plantăm bambusul ăsta. Cartofii avem mulți. Așa că o să mai scoatem de aici un rând. Așa și măcar nu erau crescuți și tocmai pe ăștia am scos. În fine. Pentru că vreau să tai bambusul ăsta. Cât am mai luat? 5-6 bucăți? Bun. Că deja acum, din 6 bucăți de bambus... Hai mă! Ia uite-l al. Al naiba, dacă era să sar pe tine, îți strica imediat. Bun. Acum gândiți-vă că avem 7 bucăți de bambus. Adică ăsta deja o să fie foarte, foarte rapidă creșterea. Mi-a zis voi să facem rost de villager, gen, să luăm emeralde de la ele. Acum întrebarea mea este, de unde facem rost de villager? Când... Am avut un singur villager care nu știu unde a dispărut și ăla era de la comerciant, care nu cred că aici se face. Poate numai din zombie villager, dacă primim vreodată vreun zombie villager să putem să facem ceva altceva. Nu-mi explic sincer ce am putea face. Bun, facem un ăsta, facem un târnăcop. Ăștia nu o să le arunc momentan pentru că avem nevoie de ele. Dă-le încoa pietrele.
Adică, gen, n-are rost să arunc trâncopul ăsta chit că e stricat el cât de cât, pentru că oricum tot din piatră o să-l fac. Că nu am cum să-l fac din iron, pentru că nu avem suficient iron. Chestia e că ar trebui să fac cât mai repede un mob spawner. Ah, stai că ăsta nu merge. Adică merge cu ăsta, dar nu mi-l dă. Ar trebui să fac cât mai repede un mob spawner, pentru că... no. Mori. Bă, de greu a murit ăsta, frate. Și mi-a dat ceva din el care nu am găsit. Mi-a luat ăsta. Da, mi-a luat ăla ceara din el, în fine. Coborâm să-l batem. Puh, ăsta mai vrează că-și dă heal scârbosul ăsta de witch. Da, n-am pentru dirt. Sparge. Opa. Vine, black dye, bee spawn egg. Păi ești nebun, ce tare. Mi-a dat niște chestii destul de mișto în chestul ăsta. Uite. Adică, sunt ok-uți, știi? Mamă. Acum îmi dai dirt, când, tocmai când n-am o lopată. Cărbune, sincer, nici nu trebuie, pentru că pot să fac cărbune. Mamă. Dăm dirt, vere. Uite, știu cât dirt îmi dă acum. Nu, că trebuie să-mi fac lopată. M-a rupt în dirt. Și mi-a dat mai mult dirt. Ba, nu mi-a dat mai mult dirt decât cablă, să dau oricum. Deci ăsta este biomul de mină, să zic așa. Deci aici minerim, ne? Deci dacă minerim, asta înseamnă că... Dar nu știu că... Domnul Căluțu! Unde am băgat? Stai, că am lead-urile pe aici. Stai, nu pleca, nu cădea, nu te... Domnul Căluțu! Salut! Dar ce faceți, domnul Căluțu? Mă, frumosule! Ce nume să spunem noi ție? Murgu, vino încoace, mai frumosule. Vino după mine, stai un pic, că trebuie să... Vreau să-l și îmblânzesc. Știu că o să fie greu de îmblânzit, dar vreau să îl îmblânzesc, hai mă. Autolea! Rutututututu! Domnul Murgu, hai să ne îmblânzim, domnul Murgu. Domnul Murgu, cam cât doriți așa să ne jucăm noi unii cu alții? Să nu mă aruncați cumva jos de pe calcă, e naspa. Hai, domnul Murgu. Bă, da, e nărăvaște. Mamă, câtă viață are! Voi vedeți? Păi de-aia îl îmblânzesc așa greu, bă, uite și tu ce nărăvaș e. Uite câtă viață are de 3 ori viață cât mine, domnul Murgu. Gata, domnul Murgu. S-a îmblânzit, bun. E bine, problema e că n-am șa cu care să-l călăresc. Și nu știu dacă pot să fac șaua, cel mai probabil trebuie să-mi o dea de pe undeva. Domnul Murgu, nu știu unde să te leg. Și ceva, domnul Murgu, ai loc aici? Nu cam are domnul Murgu, ia. Ia, vină ca domnul Murgu. Așa. Punem gardul înapoi. Îl bag cu oaia că n-am unde să-l pun pe domnul Murgu. Și asta e și cea mai departe și are cea mai mici șanse să pățească ceva. Bine, nu știu ce aș putea să fac cu domnul Murgu decât să-l țin la mine și atât. Da, na, să fie acolo. Domnul Murgu. Ce s-a spawnat el, domnul Murgu? A venit el la mine pe insulă ca un băiat frumos. Ce este el? Domnul Murgu. Frumosul de el, domnul Murgu. Moss stone. Moss stone-ul ăsta e, cred că doar pentru decor, adică altceva, sincer, nu știam putea face cu el, cu most cobblestone-ul. Bă, ce mă oftic, am căzut în voi și am pierdut armura de iron și am cheltuit o grămadă de iron să fac, adică aș fi putut să fac unelte de iron grămadă. Oh, bun, lemn, sigur. Deci aș fi putut să fac unelte de iron grămadă de cât iron am pierdut, care oricum l-am pierdut, adică măcar de nu-l pierdeam, știi, dacă nu-l pierdeam, aera nu-l pierdeam, dar l-am pierdut, s-a dus. Nu! Mă, ce, știi ce e bine la asta? Că n-au sabie măcar. Au. Opa. Deci dacă n-au sabie, nu-s periculoși, că dau puțin damage. Dar dacă au sabie, opa. Cocobin și sugarcane. O sârmă. Sugarcane-ul ăsta ar trebui să-l punem la mulțit. Chestia e că nu știu cum să-l punem la mulțit. Adică știu, dar e mai greu un pic procesul. Deci trebuie să scot de aici. Mamă. Ăștia slaburi. Na, ba curge. Și curge și pe sub? Nu curge pe sub. Bă, e bine. Mesaje peste mesaje. Cine tot îmi dă mesaje pe Facebook, mă? Cred că e sălbaticul. Bun, punem ăștia aici. Ăștia cresc bambu și e bine. Ia să vedem dacă e sălbaticul cel care dă mesaje. Așa, bun.
Bun. Deci, am pus și sugar cane-urile, l-a făcut, l-a înmulțit, stați un pic că aici vreau să bag ăștia, că ăștia sunt foarte importante. Bine că a venit ăla la mine cu lidurile, că altfel, de exemplu, nici acum pe murgu eu nu puteam să-l bag acolo, pe murgu, pentru că n-aveam cu ce să-l duc, adică îl îmblânzeam, dar n-am șa, deci nu puteam să-l trag în partea aia. Ar trebui să mai vină unul, să mai face rost de liduri, nu de alta, dar bine că nu le-am pierdut, am crezut că data trecută, când am căzut jos cu ele, am zis gata, s-au dus, pa, adio, la revedere, sănătate, dar nu s-au dus, au fost bine, mersi acolo. Sparge gold-ul, redstone-ul. Oh, încă un papagal. Băi, sincer, am deja un papagal. Du-te de aici. A, sunt doi. Păi ăștia nici nu mai știu cum i-am îmblânzit, cu semințe, parcă. Cred că o să mai... Opa, încă un diamant. Bun, stați așa că aveam eu diamante printr-un chest. Haideți să mai luăm niște semințe să mai îmblânzim unul din ăștia. Uite, diamant aici. Semințe. Parcă cu semințe îi îmblânzeam pe fraierici ăștia. Stai, domnul. Din prima? Pe bune? Stai pe loc. Așa. Du-te lângă... Cum îl chema pe ăsta alt? Am uitat. Pufulete, ce nu mi-am pus, mă, că am uitat. Doamne, s-a dus săracul de el. Ăla stă lângă căței mei. Îi place de ei. Pe ăla nu l-am îmblânzit. Ia stai, mă, să-l îmblânzești și pe ăsta. Bă, dă-te... Bă, ce al naiba e ăsta când mi-a luat să-l îmblânzesc, că ești nebun? Doamne. Nu, că-mi fa lopată, că mă enervai. Fă-i un crafting table aici, că nu se mai poate. Dă-o mama ei, nu am o lopată. Și nu de alta, dar nu vedeți că ne dă dăr din când în când și stau să-ți pară 10.000 de ani, uite. Așa merge imediat. Aute, ce aute cât dăduse. Bine că după aia când îți dă unde stau, oricum te enervezi. Aute, și zăpadă, iarăși piatră. Ăsta nu se spărge, cu ăsta da merge. Lemn, moss, cobblestone. Dirt, iar moss, cobblestone. Mamă, și că mi le dă așa. Stai mai mult să schimbi ele între ele decât să spargi câte un bloc. Aha. Stai așa. Hai, vin. Mamă, unde vă duceți, bă? Bă, dar vezi că dau de mici ăștia. Mamă, unde s-a dus? Bun. Tu unde pleci, mă? Te duci să mori prin mapă sau ce faci? De ce intri sub hartă? De ce intri sub hartă? Bine, s-a dus. Perfect. Și pe aici ar trebui să mai pun torțe, dar momentan mergem și ne culcăm. Am mai zis cineva să opresc muzica din Minecraft că e enervantă. Bă, mie nu mi se pare enervantă. Uneori e drăguță, adică gen mai dă un pic de culoare la Minecraft când e totul prea țăcut, știi? În rest, na, uneori și pe mie mi se pare enervantă, dar nu mereu. Oh, jungle sapling, bun. Putem să facem un jungle de la mare, gen... Să facem un pom din ăla nebun de al mare. Ar fi mișto. Eu, ce fac, mă? În ce trebuie să-l bag? Mamă, iar am umplut inventarul cu toate rahaturile. Doamne. Hai să spargem și lemnele ăștia. Nu de alta, dar să plantăm altele, că ați văzut că avem nevoie. Dacă vrem să facem garden ăla mișto, avem nevoie de multe lemne din astea. Așa că atunci când apar, trebuie să tăiate. Că nu cresc foarte repede, ați văzut. Adică nu suntem ca pe seria de skyblock unde creșteau ăștia imediat. Uite încă unul, fix aici, poc. Când am venit eu, am mai crescut unul. Nebunie. Și mai luăm încă câte bucăți? 18 bucăți, bă, nu e rău. Adică dacă luăm așa din când în când avem 19, îi și replantăm ca să fie treaba bună. Mă enervează că acum, gen, dacă începe să crească și ăsta la alt, o să fie nașpa, că... Că o să fie nașpa. Pur și simplu o să fie nașpa. Uite, deja ăsta e foarte voluminos, gen. Foarte voluminos față de ceilalți. Mai încerc să le mai spar din ăștia pe aici, nu de alta, dar să nu rămână 10.000 pe aici, da. Bine, ăștia ar trebui sparte cu sabia, dar... Uite și tu încă unul aici crescut. Dacă le spar cu sabia, o să mi se ducă prea repede sabia și nu vreau să-mi consum sabia iurea. Adică oricum se spargă repejor și așa, și fără sabie, bun. Am băgat ăștia aici, băgăm ăștia aici, perfect. Bun, ăștia o să crească înapoi, cândva, la un moment dat. Și acum, înapoi la prostii, să spargem blocul de one block. Spargem blocul de one block. Și după care trebuie să ne apucăm să mai băgăm iarăși iteme în chesturi, că iar avem prea multe la noi și nu avem loc de ele. Iron, mersi, ironul chiar e bun. De exemplu, asta. Mamă, frate, când îmi dă diorit sau din astea, ce fac cu ele, bă, vere, mă? Ce fac cu dioritul vieții? Nu.
jos un pic, băieți, că mi-e frică. Nu, că mă bat ăsta. E prea puternic. Nu, mi-a dat poison. Nu, că mă omoară. Mă omoară, băieți. Da, mă sparge, mă sparge, mă sparge ăsta, uite ăsta. Fai de capul meu. Fai de capul meu și ăsta mă vânează pe sub hartă, uite-te la el. Doamne, monster party-ul vieții. Uite și tu ăsta. Du-te, duceate, ai să te duci. Doamne, eu trec și pe la picolo pe sus. Stați un pic să mai fac rost de niște... niște mâncare, că... Bă, unde plecați, veniți încoa? Ăla, deci ăștia... Băia n-au dispărut, mă. Bă, dar ăștia mă atacă, gen. Săracii de ăștia-s varză. Ăla cred că a căzut sau ceva. Păi ia în genul celălalt. Da, deci witch-ul ăla a fost cel mai scârbos. Bine, mă rog, și ăla de a venit după mine. Ăștia cred că au dispărut, s-au dus, s-au despamat. Ceva, nu știu. Ăsta încă e aici. Dar cum ajung eu să-l bat pe ăsta vere? Că uite ce la el ce face. Uite la el ce face ea. Doamne, vină Brencoa! Au, vine. Vine, mă? Tași că vine. Nu vine, mă, e handicapat. Hai, da. Hai să ne batem. Na, pa, salut, la revedere, sănătate. Bă, măcar moare repede. Asta, ăsta e avantajul, că moare repede. Măcar atât, din două topoare se duce. Oh, stai că ăsta nu se sparge cu ăsta. Bun. Mamă, iar din ălea, uite și repede sparge târnăcul pe ăsta, ce-mi place mie. Dacă aș sparge cu toate atât de repede cum spar... Du-te în sparanghel de aici. Unde ești, mă? Mori, dă-te în puieți de aici. Ia vină și tu, mâncă, hai, hai, hai. Vină în camă, vezi? Unde te duci? Zboară în lună și în stele, vină în coa. Ești frumoasă ca o stele. Ia-te alea, ia. Uă! Du-te sparanghelie de aici, de nebun. Ce sunt ăștia așa turbați, mă? Bine că n-am eu nici armură, ce să mai zic, că... Aveam, dar s-a dus în void. Nici măcar nu s-a spart, că dacă se spărgea nu era o problemă. Dar s-a dus în void, a dispărut, pa, adio, la revedere. Și cu atâta restul ce fac? Dați un pic să-mi iau... Mamă, iarăși nu m-am loc în inventar, frate! Oh, redstone, destălalt, care nu e redstone, desta, ăsta, 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 bagă-l și pe ăsta aici, ăsta, 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 aoleu, câte dește am pe aici, ăsta, chesturi, pânzi de păianjen ăștia, găleata cu apă, care nu știu ce fac cu ea, dar să fie, și acum mai au alte căcatele de aici, sigur că da, greu, greu băieți, greu. Greu, greu, rău de tot. Noroc că l-am luat pe Murgu, măcar. Este Murgu alături de noi și ne ajută în toate și în tot, sigur că da. Și spargem aici cobblestone de nebun și de turbați, sigur că da. Cred că vedeți și voi, da, 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 da. Hai da, mă, hai da, mă. Da. Na. Că v-am dat-o. Mamă, 40 de secunde poison. E clar. Hai, stai, băieții. 40 de secunde poison. Mai mănânc o de asta, ca oricum îmi scade viața. Bă, e nu, că ajung sigur la o jumătate de inimioară. Cu poisonul pe care l-am garantat. Dă diamantul în coa. Să mă duc să-l bag în chest, măcar mai spar câteva... Opa. Oh, bun. Nu știu fac cu ele, dar să fie. Ia să băgăm tot ce am primit de aici, prostii, aici, în afară de diamant, diamantul în altă parte. Book of Quill și nu știu ce. Bun. 6 secunde de poison. E bine că nu putem să murim de la el. Și cum se duce, mâncăm ca să ne încărcăm viața. Deci asta mă enervează cel mai mult. Când îți dă un poison de ăsta de al mare, că n-ai efectiv ce să-i faci. Îți dă un poison de ăsta de al mare și ai pus-o. Pentru că până nu ți se duce, adică și când o să ți se ducă, viața ta o să rămână jos. Deci dacă nu te ascunzi rapid undeva, de unde să nu poți să-ți mai ai damage de la niciun fel de sursă, e nasol. Mamă, și se duce foarte repede ciorba asta de cioperci. Cred că s-a învățat corpul numai pe ea, sincer. Cred că trebuie să mai fac și altfel de mâncare, că cu ciorba asta de cioperci nu mai înțeleg. E prea... nu știu... prea slabă, să zic așa.
Mom, la cât Moston am luat, dar nu mai îmi da Moston, că n-am ce să fac cu Mostonul, adică... Știi ceva? Du-te de aici, că n-am ce face cu tine. Mi-a zis copiii că, dacă vă îi dau mai mulți pești, gen, se transformă într-un fel de pisică, gen. Dacă îi dau mai mulți pești. Așa mi-a zis voi, acum nu sunt 100% sigur. În comentarii. Așa că în comentarii când mai aveți chestii de zis, să-mi ziceți. Pentru că eu să știți că mă uit în comentarii. Deci orice aveți de zis în comentarii, să-mi ziceți. Orice sfat pe care puteți să-mi-l dați. Chit că îl știu sau că l-am mai făcut, se nimerește uneori să nu știu. Deci e bine să-mi ziceți pentru că mă ajutați cu un sfat. Chiar mă ajutați. În cele mai multe cazuri mă ajutați cu sfaturi, sigur că da. Opa, diamante din nou. Bă, nu știu dacă o să ajungem vreodată să facem armură din diamante. Cred că nu, sincer. Da, v-am zis, eu mi-aș fi făcut un târnăcop din diamante. Toate diamantele cum le au, toate diamantele. Le băgăm direct aici. Și o să aruncăm așa. Nu vreau să mai am toate chesturile la mine, pentru că nu, sunt diferite, nu se stachează. Iarăși o să luat. Stați așa, hai și-i dau ăstuia. Și ție. Hai pa. Oh, nu m-am târnăcop. Hai pa, păi dar nu, pe bune, că se spawnează și n-am ce face cu ea. Adică nici nu pot să-i îmblânzesc. Să plimbă pe aici, mă enervează, mă irită, mă bat, mă enervează. Doar atât. Bă, noroc că am mai luat cobblestone, dar bine că cu cobblestone-ul ăsta n-am ce să fac. Iar și... Oh, shit. Paper. Dar oșa nu mi-ai fi dat și mie să pun și-o pe murgul să-l încarec. Îmi pare rău, n-am putut să mă abțin. Stătea prea frumos acolo. N-am putut să mă abțin cu el, cu oselotul. Haide-mă, haide-mă, haide, dă-mi și mie ceva ca lumea. De fapt, sincer, în momentul de față nici nu și-ar putea să-mi dea ca lumea. Pentru că în biomul ăsta, cred că, sincer, nici nu prea are ce să-mi dea ca lumea în biomul ăsta. Adică ca lumea, ce să-mi dea? Lemne, ce să-mi dea? Piatră decât e singurul ca lumea. Nu poisonear de 50 de secunde. Oh. Nu, ba da, iarăși poison de 40 de secunde. Poison iarăși de 40 de secunde. Deci, dar acum n-am ce să vadă, că să aștept și să mă bată poisonul. Altceva n-am ce să fac. Așa, cât mai avem? 17 secunde? Nici nu știu dacă să mai lovesc aici, gen în ăsta, să-l spar, că mi se ruse și toporul, mă. Ulu, crescuri iar pomii. Mi se ruse și toporul, crescuri iar și pomii. Nu știu când ajung la următorul gen nivel. Chestia e că mă cam risc acum să sparg cu poisonul ăsta, că pot să apar aici oricând ceva malefici și să mă ucidă. Stați un pic să mai luăm de aici niște din ăștia, cât de curând a trebuit să-mi scadă și hangerul sau nu-mi scade dacă nu minez. Nu cred. Nu de altă n-am mai trebuie să mai mâncăm că avem viața prea low. Deci ui ce, mă sparg cu poisonul lor. Deci efectiv mă sparg. Și ăștia, vacile ăștia, mă nebunesc că deja mi se pare că nu ține deloc hangerul lor. Avem 1909 blocuri minate? Cred că avem mai multe, dacă ieși într-o iar s-ar putea să fie mai multe. Cred. 1909, ia să vedem acum. Ah, nu mi-arată. Nu, alea sunt de la începutul episodului, cred că am mai minat de atunci. De când intrai pe server, cred că pe server, doamne, pe mapă, că asta nu e server, e o mapă normală. Îmi scrisă câte aveam și de atunci a rămas așa. Opa, bun. Redstone. Am făcut level 10. Încă un murg. N-a poftim. Am 2 murgi acum. Dă-mi coa, că și pe ăsta luăm să-l băgăm în casă. Vino în coa, murgule, tată. Vino în coa, murgule, tată. Să te învețe lecturicul. Ce e aia, o fată? Tu ești murgulița. Ăla e murgul. Bine, nu e ca și cum n-ați fi același. Că arătați la fel. Să mă abicior de nu. Arată fix la fel murgul și murgulița. Băi frumoșilor, cam atât cred că o să fie cu acest episod, v-am zis, mă cam grăbesc un pic, vine și perioada asta, vă urez un Paște fericit tuturor, să aveți o seară de Paște, ca astă seară cum ar veni o să fie Paștele fericită, mergeți voi la biserică, luați voi lumină, luați Paște și noi ne auzim desigur, în continuare, cel puțin un episod pe zi și pe canalul Legumamicu și pe canalul Lectură de la Z. Mulțumesc frumos pentru atenția acordată, nu uitați să apăsați un like, dați un share și ne vedem data viitoare, pa!